lucrez cu concepția lui organicistă, se înscrie perfect în curentul pozitivismului european. Și lucrul ăsta trebuie spus că Eminescu a fost un gânditor care a gândit aceste noțiuni fundamentale în parametri în care se discuta în Europa, perioade în care se unifica Germania și abia se reunificase la 1870 sub Bismarck, care a fost un mare naționalist în sensul de mare patriot, sau un Garibaldi, care împărtășea aceleași viziuni și aceleași concept asupra evoluției națiunilor și statelor. Cine a citit cu atenție publicistica, Eminescu din start, în Icoane vechi și nouă, expune această teorie a sa, care, sigur că era pe atunci în circulație și Eminescu le cunoscuse în anii studenției sale, era la curent cu tot ce se face în sistemul de gândire german, dar și în cel francez, dacă sunteți atenți, vorbește totdeauna de maniera acesta franțuzească pe care o puseau unii al Olimp chiar în Germania și care transformau conceptele germane riguroase și asezate într-un soi, cum am spune noi acum, de verbă publicistică, adeseori fără de conținut. Și Eminescu considera că statul este o emanație organică a dezvoltării unor națiuni, unor popoare, conform propriilor lor convingeri, tradiții, datini, obiceiuri, și face la un moment dat chiar o notă și zice, domnule, chiar pravilele lui Vasile Lupo și al lui Matei Băsărab nu au funcționat la timpul lor. Pentru că conțineau anumite precepte împrumutate, luate prin alte părți pe care acești domnitori și cei care îi înconjurau și învățații care au în jurul lor încerca să se le împrumute. De aceea Eminescu era împotriva fondului de împrumut și mai târziu vorbea că nu putem construi o societate, o cultură să se dezvolte organic dacă ne bazăm doar pe idei de împrumut și nu avem o dezvoltare proprie venind din firea acestui popor, societăți, națiuni. Dezvoltarea organică, organicistă, care coincide cu, dacă vreți, Auguste Comte, tot pozitivismul european, pe asta se bazează. Deci, conservatorismul românesc al lui Eminescu, pe care și Eminescu îl îmbrățișează, este tot un pozitivismul european. Asta trebuie să o spun. De aici derivă concepția lui asupra statului ca un produs organic de evoluție și repulsiile lui la divizările teritoriale și ocupațiile străine a unui teritoriu firesc, pentru că producerea unui stat trebuie să se facă în frontierile etnice pe care le locuiește un popor, o națiune. Eminescu, conștientizând profund și având cunoștințe în materie de istorie pe care în epocă poate le mai avea doar HD-ul, Cogălnicianul și Xenopol, care îl puteau echivala ca și cunoaștere istorică, sigur că ia atitudine și abordează aceste probleme a fărâmițării, sfâșierii teritoriale, am spune în termeni mai contemporani, pentru că înțelege că statul român nu era organic un stat viguros și puternic, pentru că nu împrunea în el toate teritoriile etnice locuite de români. De aici, la fel, el abordează în toată publicistica, pe tot parcursul, și dramele și traumele poporului român în diverse regiuni. Că era Bucovina sub austrieci sau Transilvania, că erau românii din Basarabia sub țarismul rusesc, că erau românii din sudul Balcanilor, care nu se bucurau de drepturi, cum nu se prea bucură și acum, în anumite zone. Deci Eminescu, în fond, abordează toate aceste probleme, pornind de la conceptele sale fundamentale de stat, națiune și evoluție pozitivă, organică a acestora. Asta le vreau să le spun, pentru ca să nu-l izolăm pe Eminescu numai cu vinuri. De aici și conceptul lui Eminescu asupra dezvoltării economice, în articole și partea economică, pe care o pune chiar de la început, din primul său studiu, că economia trebuie să se bazeze pe aceste legi ale țării, dezvoltarea ei, și promotorii ei, înnoitorii chiar la diferite, trebuie să fie exponenții națiunii poporului respectiv și nu acceptă faptul când vin anumite ce numește el plăgile superpuse, aceste pături superpuse, pe care le atacă din acest punct de vedere, nu din punct de vedere rasial, într-adevăr, n-a avut nicio treabă cu niciun popor. Din potrivă, i-a amintit-o, iar un scolaș mic despre teatru evreiesc la București, în care admir actorii evrei că joacă firesc, uite, pe chiar dacă piesele nu sunt bune, dar actorii, zice el, sunt excelenți și felul cum folosesc această limbă populară, destul de încă literar, mai puțin, să zic așa, șlefuită, dar prețuiește lucrurile legate de cultură, legate de ceea ce era firesc. Era vorba de un turneu de teatru evreiesc venit din cuprinsul Imperiului Rus de atunci.